Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum ceea ce nimeni nu credea, sau mă rog, aproape nimeni nu credea, pentru că se dovedește că unii credeau atât de tare încât au și pus în operă acest lucru. Dar eu rămân la formula de început a emisiunii, formulă corectă din punct de vedere moral și aș sper eu să fie corectă și din punct de vedere juridic. Nimeni nu credea, sau foarte puțină lume credea, că e posibilă clasarea și rămânerea dosarului 10 august clasat. Înainte ca familiile ălora care au fost implicați și care au devenit victime în celebra manifestație publică din 2018 să afle cine este vinovatul sau cine sunt vinovații. Fără ca parte mare a poporului român, n-am să mă joc cu vorbele să spun tot poporul, că nu poți să vorbești de tot poporul. Populația din această țară, fără ca populația să afle contra unei sume modice de bani care reprezintă taxele și impozite cu care populația asta finanțează actul de justiție în toate formele, etapele și indivizii lui ca act de justiție. Mă refer la finanțarea justiției, finanțarea poliției, finanțarea jandarmeriei, finanțarea guvernului, finanțarea președinției, finanțarea tuturor instituțiilor care astăzi, când vorbim acum, se întâmplă acum, sunt implicate într-un iureș rarisim. A intervenit până și președintele Republicii. Klaus Werner Iohannis cere lămurirea situației. Au sărit de curând sus, să mă ierte, să mă dea la cârcotaș. M-au dat odată. N-au nicio problemă. N-a înțeles huidu că este o exprimare corectă și populară și sănătoasă. Așa a crescut și el. Șerbănică, cu expresii de-astea ai crescut, tată, nu fi pudibond, ieftin cu mine. Repet, au sărit toți acum de curând sus că Iohannis își bate joc și calcă în picioare separația puterilor în stat. Că ministrul justiției, că ce se... Deci, hora este maximă. De ce? Pentru că s-a clasat și a rămas, conform hotărârii instanței numită Tribunalul București, a rămas definitivă decizia de clasare. Dați-mă imagini. Întâi postarea președintelui. Corect, Aline. Solicit ministrului justiției să explice public. Nu cere să intervină, nu cere repunerea pe rol. N-a cerut Iohannis pentru că nu are cădere juridică, nu a cerut revizuirea în interesul legii, în interesul planetei Marte, nu. A cerut de urgență ministrului care jupânește domeniul numit justiție, domnului Stelian Ion, cum s-a ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 august să fie clasat. Românii au tot dreptul, absolut corect. Absolut corect. Ba, avem tot dreptul să știm adevărul. Dacă adevărul e clasarea dosarului, se întâmplă așa. Și am la telefon, am în direct unul dintre cei mai buni judecători în viață. Credeți-mă, nu mă joc cu vorbele. De ce spun unul dintre cei mai buni? Pentru că dacă nu era unul dintre cei mai buni, n-ar fi avut cariera pe care a avut-o și n-ar fi condus ani de zile Curtea Constituțională a țării. Imediat. Oameni buni, președintele spune că românii au dreptul să afle adevărul. Absolut corect. Clasarea dosarului înseamnă fie că judecătorii și-au bătut joc, fie că procurorii nu le-au dat suficient probatoriu la dosar pentru ca decizia să nu fie de clasare, ci de analiză introspectivă, judecată serioasă și decizie în numele legii. Așa stau lucrurile în țările normale. Clasarea dosarului înseamnă ori că își bat joc judecătorii care au avut în mână acest dosar și care în numele legii au decis să rămână clasat, ori n-au avut probele suficiente în dosar pe care probe trebuiau să le pună la dispoziție, ce să vezi, procurorii. Procurorii care s-au ocupat de acest dosar trebuie să răspundă public. Este vorba de un parchet. E vorba în primul rând de un procuror, imediat vă spun că mi-am notat, domnul Doru Stoica, care între timp ce se vezi s-a și pensionat. A propus clasarea dosarului. Băi, ești nebun? Parchetele aflate în subordinea ministrului justiției propun printr-un procuror care deja acum e la pensie și îl doare în șpiț de dosar și de opinia publică și de presă și de opinia internațională care a fost cu ochii din seara respectivă până azi pe acest dosar. Da, îi doare în șpiț. Domnul Zegrean, bună ziua! Bună ziua! Îmi cer iertare că v-am deranjat. Vă întreb cum se vede... Deranjat. Cum se vede la dumneavoastră... Nu m-a aranjat, nu mă deranjat.
Mă bucur foarte tare că ne sunteți alături și că în fața celor care se uită la emisiune am reușit să pun un distins judecător cu cunoaștere și cu înțelegere. Vă întreb așa, a fost încălcată separația, principiul fundamental al separației puterilor în stat prin faptul că președintele României a solicitat explicații din partea ministrului care conduce, coordonează parchetele în această țară? Nu, președintele are învecate sau nu-l trimite. Aceasta este organigrama, în dreapta vedeți organigrama Tribunalului București, cel care a decis irevocabil, a decis definitiv ca dosarul să rămână clasat. Dă click pe președinte, iată, judecător Laura, doamna Laura Radu este președintele Tribunalului și alții distinși judecători care conduc distinsele secții, secția a 6-a, a 7-a, secția 1-a penală, Nicolae, Cătălin, Magdalena. Ok, oameni buni. Nu le facem nici un fel de reproș că nu ne permitem. Suntem doar gazetari. Nu suntem aici să fim inchiziție. Nu suntem aici ca pe vremea comuniștilor să facem proces. Domnul Barbu, da, vă rog. Este, mi se pare, o exagerare și asta, că se tot spune că deciziile curților judecătorești instanțelor nu pot fi comentate. Ba, pot fi comentate. De ce nu pot fi comentate, domnul președinte. Pot fi comentate. Ăsta este și motivul pentru care v-am sunat și încă o dată vă mulțumesc că ați acceptat. E mai greu să o comentez eu atât timp cât dumneavoastră sunteți în direct cu telespectatorii emisiunii mele. Vă întreb, deci dacă nu considerați, și mă bucur că aici sunt și eu la sentimentul dumneavoastră, că a fost o imixtiune în actul de justiție făcută de președintele Republicii. Bun. Nu, după ce actul s-a săvârșit, bravo, să mai fie. Exact. Asta e nuanța de bun simț și nuanța care pune actul în evidență... S-a săvârșit irevocabil. Întrebare. Nu se mai poate întoarce. Întrebare. Am greșit și dacă am greșit, vă rog să mă corectați în direct, că am puterea să recunosc când greșesc, chiar în propria emisiune. Am greșit când am spus că această clasare... Această decizie de rămânere a dosarului clasat, de neredeschidere a lui, are la bază fie o decizie judecătorească complet anapoda, fie o lipsă de probe la dosar pe care procurorii trebuie să-și o asume? Ca și comentator, trebuie să spuneți orice. Nu are nicio influență asupra actului de justiție, comentariul dumneavoastră. În timp ce justiția este de răspunare scurtă, dacă președintele sau chiar și presa ar interveni, n-ar fi în regulă. Pentru că și judecătorii sunt oameni și au sentimente și au spaime și au și tot felul de lucruri. Dar acum, după ce faptul s-a comis și este gata, a închis dosarul definitiv, putem să vorbim cât om vrea, că tot nu rezolvăm nimic. Adică în secunda asta, în opinia noastră, arătând în dreapta fotografiei dumneavoastră încă o dată poziția... Nu vă văd, eu sunt... Nu, eu spun pentru cei de acasă ca să vadă că mai sunt și oameni în vârstă care văd mai puțin bine și atunci îi ajut prin comentariu. Da. Este postarea președintelui României făcută acum puțin timp, în urmă cu puțin timp, prin care cere lămuriri și prin care invocă dreptul absolut corect al cetățenilor acestei țări să afle adevărul despre ce s-a întâmplat. Vă întreb, dumneavoastră ca judecător, ca om care ați servit, că am vrut să spun servitor al legii, dar suna puțin aiurea, dar așa ați fost un servitor al legii ani de zile și așa sunteți și acum. Vă întreb. Slujitor. Corect, un slujitor, bravo, nu găseam cuvântul. Accept să fiu corectat, mai ales atunci când e în folosul celor de acasă. Un slujitor al legii, vă întreb. Vă simțiți mulțumit sufletește? Și chiar sub aspect profesional, de ce s-a întâmplat cu actul de justiție în privința evenimentelor din 10 august, rămânând... Nu, dar nu mă surprinde deloc. Dacă ați da banda înapoi cu vreo 2 ani, chiar în zilele acelea m-ați întrebat, nu știu dacă dumneavoastră, că de raportul dumneavoastră, cum se va rezolva și intențial, vorbind de 30 de ani despre asta, dar și despre... Fix în emisiunea asta s-a întâmplat dialogul. Fix în emisiunea asta. Exact. Deci nu mă surprinde. Păi, da, noi ăștia care finanțăm actul de justiție, noi prostimea, domnul președinte Zegrean, noi prostimea, ce să credem despre actul de justiție din țara noastră, sincer? Ce să credeți? Nu vreau eu să vă spun ce să credeți. Fiecare liber să care ce vrea. Justiția se face după lege. Asta trebuie să crede și probabil că judecătorul, eu n-am văzut decizia, dar judecătorul singur se bazează pe un text de lege. Eu am mai spus și o repet, dacă vreți, până la nesfârșit, până cât voi trăi pe pământ,
Nu justiția e de vină în România, legislația e de vină în România. Legile sunt așa făcute că nu le mai înțelegem nici noi care am lucrat cu ele. Cred că cei care le-au făcut nici atât nu le înțeleg, pentru că sunt scrise într-o altă limbă. Judecătorii sunt puși într-o situație imposibilă de foarte multe ori. Păi dacă legile sunt... domnul Zegrean, iertați-mă. Mai multe legi în același... pe același reglementează același... Uite, în timp ce vorbeam cu domnul... care sunt, se bat cap în cap, sunt legi care nu rezolvă nimic, dar totuși sunt legi. Vă întreb așa, dar cinstit... Ce recomand eu și ce cere eu legiuitorul actual să nu mai facă legi. Să le lase pe cele care sunt ca lumea să le învețe și să abroge ce trebuie abrogat. Domnul Zegrean, vă întreb, profitând de sinceritatea cu care întotdeauna ați intrat în această emisiune în direct cu telespectatorii. Legile sunt făcute așa pentru că cei care le-au conceput și le-au votat, adică legiuitorul, forul, parlamentul țării, n-a fost în stare să facă legi de așa fel încât să fie utile actului de justiție, sau s-a dorit ca pachetul ăsta de legi care acoperă astfel de lucruri să fie făcut ambigu tocmai ca să scape prin această ambiguitate vinovații? Domnul Barbu, știți foarte bine că numărul de juriști în Parlament este infinit. Când eu am fost în Parlament ultima dată eram 13 juriști. Este mult prea puțin la un număr de 500 de votanți. Păi partidele nu știu asta când pun pe listă toți agaricii, să mă ierte Dumnezeu. Nu știu, dar ar trebui să fie, dar asta este, ar trebui să fie și alte, adică, în Parlament sunt comisiile acelea tehnice, corpul tehnic. Acolo e problema, trebuie să-i ajute. Mai și parlamentarul are drept de vot. Și votează cum crede el, nu cum este spunea. O secundă, domnul președinte, îl avem pe domnul senator la... Bună ziua, domnule senator Fenechiu. Bună ziua. Împreună cu domnul președinte Zegrean, vă rog să comentați. Atenție, stimați spectatori, Daniel Fenechiu nu este doar senator. Este și parte a exact comisiei despre care vorbea domnul judecător Zegrean și pe care o invoc și eu, Comisia Juridică a Senatului, una. Al doilea, este avocat de profesie și în conducerea barourilor, nu baroului, barourilor pe țară. Deci are toată căderea să vorbească, ăsta este și motivul pentru care l-am deranjat. Daniel? Și culmea că mai are și cunoștințe juridice. Poftim? Și culmea că are și cunoștințe juridice. Și nu e culmea, are, într-adevăr, e printre oamenii din Parlament pe care dumneavoastră invocați a fi foarte puțin și recunosc și eu așa stau lucrurile. Daniel, te întreb. Primul lucru. A intervenit președintele în actul de justiție și a sfidat separația puterilor în stat ca principiu fundamental al existenței acestei țări? Eu cred că nu, pentru că atâta vreme cât președintele se comportă în cadrul constituțional, el poate să-și exercite toate prerogativele, iar Parlamentul reacționează în consecință. Am înțeles. Eu zic că nu. Bun. Eu zic că nu. Întrebare. S-a clasat, a rămas clasat dosarul, pentru că, în opinia ta, știu că tu ești un distins senator care nu comentezi nici măcar post-factum, o decizie rămasă definitivă. Foarte bine, dar te întreb. Rămânerea dosarului clasat este vina, în opinia ta, dacă poți să-mi dai un răspuns, a judecătorilor care au avut dosarul în analiză și în decizie sau a procurorilor care n-au pus în dosar atât aprobatoriu încât judecătorii să se poată exprima fără a clasa dosarul, fără a lăsa poporul fără adevăr? Sau... a treia variantă, vina legislației. Sau a treia variantă, vina legislației, cum spune judecătorul și fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, corect? Este greu să dau o soluție fără să fi văzut dosarul, însă cu siguranță ceea ce pot spune este că e mai greu să fie vina judecătorilor, pentru că totuși dosarul ăla este public. Și atunci un judecător, în momentul în care ar pronunța o hotărâre și ar ignora probe care devin publice, riscă foarte mult. Mai degrabă, aș putea crede că sunt probe care n-au ajuns la dosar și astfel dosarul n-a ajuns să fie atât de bine construit și argumentat, încât... Acu' e vina, Daniele, acu' e vina, acu' e vina dacă într-adevăr ai dreptate și eu cred că ai dreptate, dar e o părere subiectivă ca orice părere de gazetar.
că la dosar, că la dosar nu au fost puse probele pe care ar fi avut posibilitatea parchetul care s-a ocupat de acest dosar să le aibă. Ar fi avut posibilitatea să aibă probele și să le pună la dispoziția judecătorilor. Eu nu vreau să culpabilizez întreg parchetul, că parchetul e format din oameni și acolo. Nu, domnule, am spus cei care s-au ocupat de dosarul ăsta, nu tot parchetul, okay. Doamne, iartă-mă. Bun, deci cu siguranță acolo e o problemă în ceea ce privește administrarea probelor. Noi știm că acolo a fost o adevărată istorie, o telenovelă, cu cine se ocupă, cine s-a autosesizat, cum mutăm dosarul, e sau nu e competent, ce transferăm, cum se preia. Bun, deci acolo a fost o chestie întreagă care s-a desfășurat public și care, în opinia mea, prin faptul că au existat foarte multe fricțiuni devenite publice în interiorul parchetului, au creat o anumită senzație multor români că la parchet nu se dorește foarte mult ca dosarul să ajungă în instanță. Acum, ce a fost acolo este foarte greu de vorbit fără să ai toate informațiile de rigoare. Bun. Dar mai întrebat, îți spun, mai degrabă este culpă de procuror decât problemă de judecător acolo. Vreau să... Iar în ceea ce privește legislația, vreau să spun că da, și legislația are lacune, domnul președinte Zegran a spus foarte bine, poate că vom reuși să corectăm o parte din ele, toate nu le vom corecta, dar fiecare lucru corectat evită anumite discuții. Am înțeles. Vreau să vă pun amândurora o întrebare, la care, bineînțeles că puteți să nu răspundeți, pentru că întrebarea poate părea un pic tendențioasă. Vă asigur, stimați spectatori, că nu e tendențioasă, îi respect pe amândoi invitații dumneavoastră foarte tare, dar n-am cum să nu pun întrebarea, pentru că ar pune-o orice român sănătos la cap, care ar avea privilegiul să vorbească cu președintele Zegrean și cu senatorul Fenechiu în direct. Întrebare. Din ceea ce s-a întâmplat cu decizia aceasta de rămânere a dosarului în faza de clasare, cât este parte politică și cât este parte juridică în procente, domnule Zegrean și apoi domnule senator? Eu cred că este pur și simplu juridic totul. Nu cred că s-a făcut politică aici. Domnul senator. Împărtășesc poziția domnului Zegrean pentru că e cât se poate de evident că actuala putere și-ar fi dorit ca dosarul ăsta să meargă în față, pentru că practic e dosarul prin care cei din vechea putere ne-au captit în piață și e cât se poate de evident, pe de o parte. Pe de altă parte, e cât se poate de cert că soluția este una juridică și că nimeni nu și-ar permite politic să intervină într-un dosar de acest gen. Dacă s-ar descoperi un telefon către un procuror provenit de la un factor de decizie politică al actualei puteri, ăla va fi terminat pentru politica românească și ar putea să răspundă și altfel. Să nu fim naivi, să nu... Adică nu sunteți nici noastră, nici eu și cu atât mai puțin domnul Zegrean. Daniel, nu se rezolvă pe telefon astfel de imixtiuni dramatice și dacă îți aduci... Telefon ca și formă de să știi că eu nu cred, Daniel, eu nu cred... Să nu se simte ofensat omul pe care îl respect foarte tare pe domnul Zegrean, să nu se simte ofensat, dar eu nu cred că da discuțiile în care ministrul justiției întreba în conducerea PSD dacă să dea drumul la dosarul ăla și să-l bage pe la împârnaie sau să nu-l bage, s-au schimbat foarte mult lucrurile până azi. S-a întâmplat cu mult înainte. Da, e adevărat, eu spuneam că nu cred că s-a schimbat foarte mult. Eu nu cred, s-au schimbat la... părerea mea. În primul rând s-a schimbat legislația, domnul Fenechiu știe foarte bine ca și nu lasă ca și mine. S-a schimbat în legislația penală la nesfârșit. Și au adus-o într-o fază în care nimeni nu mai înțelege. Domnul, avem 800 de infracțiuni în legi speciale. Domnul Zegrean, dați-mi voie, nu vreau să divaghez și nu vreau să deturnez o discuție extrem de interesantă, mai ales că am o întrebare din partea unui cetățean care a participat în 10 august acolo. Imediat o să vă pun și întrebarea din partea domniei sale, dar vreau să spun un singur lucru și dumneavoastră să mă corectați dacă derapez, dacă e un drifting ieșit cu ieșire în decor. Dar eu nu cred că nici că în dosarul Ioan Nicolae, de exemplu, sau în dosarul Elena Udrea, sau în dosarul Elena Băsescu, sau în alte dosare, acum, nu acum 3, 5, 8, 20 de ani, acum și ca când vorbim, actul de justiție este ăla echitabil, corect și nepolitizat. Nu cred! Nu cred că Elena Băsescu și cu fata fostului președinte și cu Ioan Nicolae, care e deja în pușcărie și a lăsat pe drumuri, acest fapt a lăsat pe drumuri nu știu câte sute de familii și închide combinate care puteau fi folosite de statul român. Nu vreau să-i fac eu acum pledoarie pentru un om care e în pușcărie, Ioan Nicolae. E treaba lui și a celor apropiați lui, dar eu vă spun,
Nu cred, domnule Zegrean, cu tot respectul pe care vi-l port. Bun, dacă îmi dați voie un minut. Vă rog, că vă chiar vă rog. Exemplu, să vă dau un exemplu apropo de închiderea combinată. Se citează în literatura de specialitate un caz din Texas în care un fermier care avea pe ferma lui trăiau 500 de persoane și a împușcat mortal concubina. A primit 20 de ani de închisoare cu executare numai iarna, ca vara să lucreze ferma, oamenii aia să aibă din ce trăi. Fiecare să înțeleagă ce vrea din asta. Foarte tare! Vă mulțumesc foarte mult! Daniel, cum ți se pare pilda și exemplul din cazuistica americană? Cum ți se pare? Pilda mi se pare foarte bună, dar știu că în momentul în care la noi o colegă senator a venit cu o propunere de modificare a legii executării pedepselor și a mers pe varianta că pentru pedepsele ușoare se poate exista și închisoare pe perioada weekendului sau închisoare pe perioada săptămânii sau variante de arest la închisoare la domiciliu, știu că, mă rog, toată opinia publică a sărit la ea și au făcut-o praf. Nu, hai să nu ne îmbătăm cu vorbe. Nu a sărit opinia publică la gâtul nimănui, a sărit o parte a presei, domnul senator. O parte a presei, domnul senator, a sărit o parte a presei. Dar partea cealaltă n-a reacționat, domnul Barbu. Partea cealaltă n-a reacționat că partea cealaltă știe că nu e menirea presei să facă act de politică subversivă. Domnul senator. Aici era o dezbatere publică. Vă rog, da, bun. Bun, ok. Dar o să răspund și la întrebarea cu... Vă rog. ...și așa mai departe. Ca avocat, ca om care a urmărit fenomenul, pedeapsa mi s-a părut extrem de aspră în raport de ce am văzut acolo și eu am niște suspiciuni în legătură cu anumite lucruri care puteau să influențeze... La ce dosar vă referiți din ce am invocat eu? Păi la Udrea, Ioana Băsescu, de exemplu, chiar și la Ion Nicolae, care iată e mai trimis încă într-un dosar în judecată cu gazul. Deci o sumă de lucruri, da? Da. Bun. Încât se poate de evident două lucruri, domnul Barbu. Da, domnul. Pe de o parte, că există anumite decizii ale justiției care pot să fie injuste, dar care nu sunt generate de politic, sunt în altă manieră generate. Și lucru numărul 2, e clar că e nevoie de o reformă a justiției, de o reformă reală, în care oamenii care au pixul și care sunt rechizitorii, trebuie să fie nu doar extrem de bine pregătiți teoretic, ci trebuie să trăiască și în realitate. Da, vreau să fac... Cuvenita precizare, am primit un SMS, da, iertați-mă, m-am luat cu graba și cu vorba, nu Elena, ci Ioana Băsescu, îmi cer scuze, am spus Elena, gândindu-mă la Elena Udrea și am repetat prenumele și în cazul... Cele două doamne, eu cred că vor fi achitate totuși, că la o care de atac, dar nu vreau să mă pronunț ca să... Am să păstrez și eu copie de pe această emisiune, pentru că sunteți primul care spuneți că Elena Udrea și Ioana Băsescu vor fi achitate. Iar eu subscriu că domnul Zegrean are dreptate dacă dosarul se va judeca corect. Foarte tare. Am trei motive, că și eu subscriu la chestia asta. Am trei motive să țin copie de pe această emisiune. O să o țină și SRI-ul, o să o țină și CNA, o ține toată lumea. Așa e și bine. Este o emisiune urmărită, ceea ce mă bucur. Vă întreb, în numele domnului Ceaușescu. Marian Ceaușescu, așa știe lumea. Participam direct la evenimentele din 10 august și nu doar la alea. Vă întreabă, dacă îmi permiteți din partea domniei sale să vă pun o întrebare, de ce judecătorii, înainte să ia decizia definitivă de rămânere a dosarului ca fiind clasat, nu l-au retrimis la DIICOT pentru completarea cu probatoriu? Întrebarea este corectă. Eu v-am întrebat de ce au făcut-o. Știu că e corectă. Nu știu. De unde știu? N-am judecat eu. Păi atunci, iertați-mă, putem închide o parte din țară, punem inventar, primim marfă și plecăm, dracu, Doamne, iartă-mă. Dacă dosarul cel mai mare din ultimii ani de după mineriade stă la mâna unuia, altuia, 5-6 indivizi, comandați de cineva din umbră, că altfel nu-și permiteau luxul să-și bată joc de o țară, închidem o mare parte din țară și plecăm, primim marfă sau revenim în 10 minute și plecăm în altă țară, domnul judecător, iertați-mă. Nu sunt patetic. Ați văzut procesul lui Trump în America, în Senat? Da. Domnul senator, domnul judecător, iertați-mă dacă nu ia să în încheiere, doriți să completați ceva și nu v-am întrebat eu. Domnul Zegrean. Nu, mulțumesc. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Rămân, Daniel, te rog să rămâi un pic cu mine. O să luăm 2-3 minute de publicitate. Îl sunăm și pe domnul Bodoc, pentru că musai pe această speță și nu doar.
O să vedeți, am încă un subiect, cel puțin încă un subiect foarte, foarte tare. Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. O decizie a Tribunalului București aruncă în aer, la modul metaforic vorbind, mult din credința și din încrederea și din ce vreți voi pe care neamul ăsta le aveau înainte de decizie în ceea ce se cheamă actul de justiție în România. Și am să vă spun de ce. Pentru că aceste imagini și toate știrile și toate situațiile și toate victimele și tot ce s-a întâmplat legat de această zi nefastă, 10 august 2018, au făcut în conjurul planetei. Nu este o știre internă. Este o stare de spirit, lovită cu pulanul și gazată la vremea aceea. Nici nu ne puteam imagina, noi care încă mai speram unii ca tâmpiții în faptul că se va afla măcar parte, că adevărul adevărat nu-l puteam afla niciodată. E un fel de Kennedy mai mic, e un fel de, cum se cheamă alea, mă, obiecte zburătoare neidentificate, dar subiect mai mic. Nu s-a aflat adevărul ca la mineriadă. S-a aflat adevărul la mineriadă? Nu. La vreuna din mineriadă? Nu. S-a aflat cum s-a ajuns la pacea de la Cozia între răposatul premier Radu Vasile și Miron Cosma? Nu! S-a aflat ceva, știți, la Revoluție ceva, știți? Dumnezeu să-l țină la mulți ani, am uitat ieri să spun, a fost ziua președintelui Ion Iliescu. La mulți ani, sănătate multă, 91 de ani, da, în cască, la mulți ani, zice pictorul Alin Pătrașcu. Da, da, așa e. Bună ziua, domnule ministru Bodoc. Deocamdată rămânem cu domnul Fenechiu, că n-am stabilit legătura cu reprezentantul PSD-ului Daniel. În primul rând vreau să spun că în pauza asta, înainte de toate, am primit foarte multe mesaje, 8 la număr le-am numărat. 8 la număr, n-am mai venit niciunul. Referitoare la afirmațiile tale și ale domnului Zegrean, multă lume, foarte multă lume, subscrie. Nu vreau să reiau, să comentez. Este o deviere de la subiect, pentru că mi-am permis să induc în discuție, să invoc în discuție niște dosare bizare, ca să le spunem așa, eufemistic, bizare. Te întreb, Daniel, finalului în privința lui 10 august, ăsta pe care îl comentăm azi, clasarea definitivă și irrevocabilă a dosarului? Eu cred că nu. Pentru că știm foarte bine că chiar dacă un dosar a fost clasat, în momentul în care apar elemente noi care ar justifica o redeschidere a dosarului, parchetul se adresează instanței, vine cu acele probe și instanța poate dispune redeschiderea dosarului. Deci eu nu cred că e terminat 10 august, pentru că, așa cum ai spus, și eu fac parte dintre cei care am crezut că vom avea un dosar 10 august în care, în primul rând, să știm ce ni s-a întâmplat. Iar din dosarul ăsta eu înțeleg așa, că nu ni s-au întâmplat lucruri spectaculoase și că oricum nu e de vină nimeni pentru ce ni s-a întâmplat. Dacă a fost ceva, a fost SF, a fost OZN, a fost orice altceva. Cu toate astea, gazul a fost prezent, planul, cum spui tu, a fost prezent. Și o să mai spun un lucru. Am un cetățean care, mă rog, a apelat la mine cu 2-3 ani și am recomandat un avocat care a intrat într-o încăierare cu un jandarm. Omul a fost trimis în judecată de jandarmerie, a avut și el o plângere, fiind un anticomunist extrem de cunoscut. Finalul a fost că omul a primit un an de închisoare cu executare, în contextul în care toți ăștia care l-au bătut, l-au provocat așa, sunt nevinovați. Cum să explic eu omului ăla, domne, dumneata te duci un an la pușcărie dacă hotărârea va rămâne definitivă? Daniele, d'acord, fii atent aici. Ne știm de ani de zile și ne respectăm, sper, în continuare reciproc. Daniel, dragă, dacă după cazul Caracal am rămas ca tâmpiții, 18 milioane de bușbeci, ne uităm la ce a făcut poliția, ce a făcut parchetul, ce a făcut justiția. Dacă după nenorocirea în care un scelerat cu cuțitul în mână omoară pe balconul unui bloc de 4 etaje din Onești, doi electricieni nevinovați, rămânem 18 milioane de proști, ne uităm ca proasta la barieră. Dacă după 2 ani și ceva, îl salut cu tot respectul pe domnul ministru Bodoc, chiar ministru în mandat în seara nenorocitelor evenimente din 2018, era ministrul sănătății. Cred că era cabinetul Grindeanu, dacă nu mă înșel. Nu e. Nu? Nu eram eu, ministru. Nu erai? Nu. Iartă-mă, atunci m-am înșelat, îmi cer scuze, nu mai erai în cabinet?
Nu, nu mai eram în cabinet. Era doamna... Ok. Am ținut minte greșit. Am ținut minte greșit, îmi cer scuze. Oameni buni. Dacă Daniel Dragă, domnule ministru Bodoc, prieten drag, Floriane, dacă după toate evenimentele astea o nație întreagă se uită imbecilizată la televizor și nu înțelege nimic, de ce finanțăm actul de justiție? De ce finanțăm poliția? De ce finanțăm jandarmeria? De ce finanțăm tot ce finanțăm ca să avem siguranță și încredere, cum scriam ieri pe banda roșie? Ăia doi din balcon, tăiați cu cuțitul, beregățiți cu cuțitul în casa aia nenorocită, au plătit ani de zile siguranță și încredere. Asta scriam eu în emisiune ieri pe banda roșie. Au plătit-o și au luat de la gura copiilor să plătească statului român siguranță și încredere. Și acum sunt reci pe galantarul de la morgă. Vă ascult, domnul senator, vă ascult, domnule ministru. Ce să creadă nația despre aceste neterminat șir de evenimente? E destul de greu de comentat și nu cred că sunt foarte multe lucruri de spus. Pentru că lucrurile, orice aș spune eu sau domnul senator pe care îl salut cu respect, orice aș spune eu și domnia sa fiind de specialitate de altfel, nu poți să-i întorci pe cei care au murit, nu-i mai poți întoarce pe de o parte, iar pe de altă parte timpul nu ai cum să-l mai dai înapoi. Însă, cu siguranță, în situația în care avem două crime atât de crude și de, mă rog, înfiorătoare din punctul meu de vedere, în situația asta eu cred că trebuie să ne punem un semn de întrebare extrem de serios: ce se întâmplă cu autoritatea statului român, ce se întâmplă cu noi, ce se întâmplă cu siguranța noastră. Și nu mă întreb doar eu ca politician, ci mă întreb ca om. Fără doar și poate. Daniele, iartă-mi aparentul patetism. Nu este deloc patetic și tu mă cunoști bine. Nu sunt vorbe goale, nu e beletristică ieftină, nu e jurnalist de 2 lei. Ba da, suntem contribuabili ca tâmpiții, 18 milioane de contribuabili, mai mult sau mai puțin contribuabili, care ne uităm de ani de zile cum ne mor copiii, ne sunt răpiți, ne sunt duse fetele la produs la 14-15 ani, le bagă în dubă și pleacă cu ele, nu le mai găsește nimeni. Ne sunt asasinați electricienii pe balcoane cu poliția grămadă sub balcon. Acum stăm după 2 ani și jumate și ne uităm la justiția română care clasează definitiv, fără rezultat, fără nimic, un dosar care a făcut în conjurul Europei, în conjurul lumii. Ce să creadă lumea, Daniel? Lumea crede ce crede, indiferent ce le-ar spune ministrul Bodoc, pe care îl salut, sau senatorul PNC-ul. Dintr-un motiv extrem de simplu. Noi suntem într-o situație în care în momentul ăsta nu facem altceva decât adunăm toate nemulțumirile noastre într-un sac și încercăm să le discutăm la grămadă. După 30 de ani de zile în care noi, în tot ce înseamnă sistemul de stat, n-am făcut decât improvizații și cârpeli. Că vorbesc de spitale, că vorbesc de școli, că vorbesc de justiție, că vorbesc de poliție. Și vreau ca astăzi să funcționeze impecabil. Ei bine, nu poate funcționa impecabil. Deci cred că astea sunt lucruri la care trebuie să pornim. Cred că trebuie o reformă extrem de serioasă. Cred că trebuie mai multă responsabilitate. Cred că trebuie răspundere. Cred că trebuie măsuri. Trebuie intervenție acolo unde se greșește. Dar, Tudore, să știi un lucru. Că descreierații care să omoare pe cineva există peste tot. Aduți aminte, nu știu, în Suedia sau în Norvegia a fost unul care a luat... Brevik se numește. S-a dus într-o tabără politică a unui partid și a omorât tineretul acelui partid cu mitraliera. Corect. Ai dreptate. O țară nordică, mai departe de alaltă, e cu lucru cuțitul, a înjunghiat vreo 7 persoane. N-au murit, au ajuns în stare gravă la spital, dar aproape că i-a căsătit. Deci în fața unor provocări de genul ăsta poți să ai o reacție. Te rog frumos, nu-mi spune că tu acum, în emisiunea asta, îl compari cazul Brevik, 70 ceva de morți împușcați, mitraliați, într-o tabără cu tineret politic în Norvegia, cu ce s-a întâmplat la Onești. În Norvegia nu putea să anticipeze nimeni. S-a dus, a scos trancanul și i-a mitraliat pe copii. Aici au stat 5 ore cu așa zis și polițiști sub balcon și i-a hăcuit pe ăia sub ochii poliției. Nu există așa ceva în lume, Daniel. Deci eu vreau să-ți spun o treabă. Astăzi sunt mulți care spun
spun, domne, ăla avea antecedente psihice și așa mai departe, da, și poliția ar fi trebuit să intervină. Cu siguranță, poliția ar fi trebuit să intervină. Cu ce o să aduc un lunetist de la București, care venea într-o oră cu avionul sau în trei ore cu mașina. Dar de ce județul Bacău, că e senator de Bacău? Nu e senator de Constanța Occidentală, e senator din acel județ. Județul Bacău n-are. Și apropo, am fost eu un drăguț în emisiune când am invocat lunetistul. Știi câți metri sunt între balconul de unde l-au fotografiat și nenorocitul ăla? 3 metri. Ei un pistol Carpați, de la care trage după colț, și îl împușcai pe ăla. Sunt 3 metri. Băi, Daniele, 3 metri. Auzi, eu sunt de acord cu tine. Dar hai să vedem... Dar nu vreau să discut. Nu vreau să discut despre ăla. Doamne, iartă-mă. Dar stai o clipă. Hai să vedem lucrurile altfel. A ieșit ieri ministrul de interne și a zis, domne, am luat primele măsuri, am desechilibrat pe aia... Foarte bine a făcut aia. Nu meritau niciunul să mai rămână o zi. Bode a făcut foarte bine. Bravo lui. Desfizeți parchet. Da. O să avem raportul final. Când vom vedea de ce n-au intervenit. Pentru că eu vreau să spun o treabă, eu cunosc polițiștii din Onești, eu am un sediu secundar, am un cabinet parlamentar în Onești. Polițiștii din Onești sunt oameni care intervin, sunt oameni de calitate, parte dintre ei pe care îi cunosc eu, da? Deci acolo cineva a avut comanda operațiunii, ca la Caracal, Tudore, ca oriunde altundeva. Bine, e vorba okay. De management okay. Reacțiuni. Bun. Hai să vedem. Mie, Daniele, o să sune foarte urât. Dacă o să constate că nu poliția a fost de vină, da, de altcineva, ce zice? Abia aștept. Păstrez emisiunea asta, am toate motivele. Domnul Bodoc, domnul Fenechiu, am să vă rog să schimbăm un pic subiectul, dacă îmi permiteți. Am o știre care spune așa. Avocatul poporului, adică doamna Renate Weber, știrea 2. O să o vedeți imediat pe post. Știrea 2 zice așa. Renate Weber spune, atenție, din poziția de avocat al poporului, instituție foarte importantă, toate pensiile speciale pot fi anulate, repet, toate, nu povestea asta, prosteala asta cu au anulat doar pensiile parlamentarilor care reprezintă 0,5% din bugetul de pensii speciale și 1,38% din totalul pensiilor speciale. Nu, este o prosteală pentru proști, iar noi prostii am pus botul. Ideea e așa, doamna Weber, uita știrea, domnul ministru și domnul senator. Toate cu excepția celor pe care le iau magistrații. Subscrieți cum comentați, domnul Bodoc. Orice pensie specială poate fi anulată printr-o ordonanță de urgență dacă acest guvern dorește să o anuleze. Dar eu mă cam îndoiesc că le vor anula. Dacă ar ajunge la vot, Florian, dacă ar ajunge la vot propunerea asta, da, a doamnei Weber, ca avocat al poporului, tu ca parlamentar, cu conștiința ta cu care votezi, ai votat pentru anularea tuturor pensiilor speciale, exceptând pe ale judecătorilor? Cu siguranță, da. Daniel? Da. Discuția e mai complicată, Tudore, din păcate, și eu nu vreau să intru într-o polemică cu doamna Weber, eu o felicit care inițiază. Dacă nu le-a spus până în momentul de față, îmi aduc aminte că data trecută domnia s-a atacat la curte unul normative care desfința pensii speciale, dar cine știe, poate doamna a găsit argumente în analiza ulterioară sau în decizia Curții Constituționale. Da, și eu cred că sunt pensii speciale care pot fi anulate, însă în momentul când le anulezi va trebui să pui ceva în locul lor. Că nu poți lăsa militarii, de exemplu, fără pensie, iar militarii nu au avut contributivitate și trebuie să găsești ceva pe zona asta. Militarii nu au pensie specială. Corect. Militarii nu au pensie specială. Corect. Care e diferența între pensie specială și pensie de serviciu? Scrie undeva pensie specială sau toate sunt pensie de serviciu? Mă întreb, eu citesc legislația. Pensii de serviciu sunt toate, numai că am dat eu, cred că am fost singurul, dar hai să nu zic singurul, care am făcut 2 emisiuni succesive și o să mai fac una săptămâna viitoare, să arătăm națiunii care se uită, partea de națiune care se uită la B1, care este sistemul de pensionare în armatele NATO. Ca să înțeleagă lumea. Că poate așa înțelegem odată, dracu, ce înseamnă să vrei o țară ca afară. Să vedeți cum arată pensiile militare, stimați telespectatorii, în țări precum Polonia, Ungaria, Franța, Germania, Spania, țări NATO. Nu mă duc în America. În America e o sofistică reală, wow. Dar nicăieri. Tudor Barcu. Da, dragul meu. Tudor Barcu. Da. Hai să le spunem românilor următoarea treabă. Da. Că dacă mergem pe premiza că pensii speciale au fost ale parlamentarilor, ale pilotilor,
pilotilor de avion, ale funcționarilor parlamentare, ale curții de conturi și ale avocatului poporului, și pensii de serviciu sunt ale militarilor, acelor din serviciile de informații și ale judecătorilor și procurorilor și așa, și grefierilor, atunci, practic, dacă păstrăm pensiile de serviciu ale judecătorilor, procurorilor, grefierilor, militarilor și celor care lucrează în sistemele de forță, rămân 85% din pensiile. Fără doar și poate. Fără doar, eu știu asta, Daniel. Și atunci eu te întreb pe tine și pe, uite, chiar vă întreb pe amândoi în direct. A greșit Kelemen Hunor și a greșit conducerea UDMR atunci când au decis și au anunțat public și s-au ținut, ca întotdeauna s-au ținut și de cuvânt, ungurii în Parlament s-au ținut de cuvânt. Când au spus ori votăm anularea tuturor, absolut tuturor, și trecem la contributivitate pentru tot neamul, ori nu votăm. A greșit președintele UDMR, domnul ministru. Nu a greșit și eu cred în continuare că există posibilitatea de a impozita aceste pensii, pentru că, așa cum a spus și domnul senator Fenechiu, sunt foarte multe dintre ele care sunt pensii de serviciu. Asta a fost o chestie populistă lansată de USR pe piață înainte de campania electorală, susținută practic și de PNL într-o oarecare măsură, dar nu de toată lumea din PNL, că trebuie tăiate pensiile speciale. Ar fi trebuit făcută o delimitare extrem de clară între ce înseamnă pensie specială, ce înseamnă pensie de serviciu, și ar fi trebuit făcută o paralelă cu ce se întâmplă și în celelalte state din Uniunea Europeană. Și pe urmă să luăm o decizie. Sunt convins, Florian, că ai numărul eu mă uit la telefon, ai numărul domnului Valer Dorneanu. Ia sună-l și spune ce mi-ai spus mie. Și fără să dai public răspunsul, domnul, nu zâmbi și întreabă-l, Valere, domnul Dorneanu, domn președinte, iată ce am spus eu lui Barbu în emisiune, crezi că am greșit, și vezi ce spune domnul Valer Dorneanu, judecător care conduce Curtea Constituțională și care beneficiază direct de prevederile acestei legi, care, ce să vezi, va fi pe masa direct a celor care beneficiază de lege. Daniel, părerea ta. Păi nici eu nu cred că a greșit. Corect. Acum cei care au urmărit pozițiile publice și politice ale UDMR-ului au constatat că întotdeauna au fost consecvenți. Adică ei nu s-au întors după cum bate vântul. Ori mai pe zona asta i-au spus, domnule, dacă stabilim contributivitatea, dispar toate și găsim soluții. Dacă nu, nu ne apucăm să facem diverse lucruri. Bine, cât mai avem? Ok, câte minute mai avem? 3 minute o întrebare, 1 minut jumate un valoros pesedist, 1 minut jumate un valoros liberal. Pardon, am arătat invers. Oameni buni, am o știre. Președintele României, vă spun eu, credeți-mă pe cuvânt, ia în mână net lunar ca președinte al țării o indemnizație de 146 de milioane de lei. 14.600 de lei. Atâta ia președintele Klaus Werner Iohannis ca președinte al Republicii. Deci vreo aproape 3.000 de euro. Dacă ești drăguț, pui 3.000 de euro. Dacă nu, vreo 2.800 de euro. Ceva de genul. ASF-ul, instituție de stat, nu privată, nu de pe planetă și nu din America sau din Germania sau din Spania. Nu, dar acelea din România. ASF-ul are 9. Dă-i pe ecran. Uitați-vă. În dreapta a domnului Fenechiu sunt cei 9. Toți cei 9. Dacă vreți, dau știrea, arătăm detalii. Eu nu fac Caterinca pe care o fac alții în viața oamenilor ca să le dau copiii, familiile, nevestele, amantele. Nu, tată, fiecare cu treaba lui. Dar ce vă dau eu e știre. Toți cei 9 au venituri lunare de la statul român între 10.000 și 15.000 de euro. Adică, într-o traducere simplă, de 3 ori sau de 5 ori mai mult decât șeful statului pe care stat îl conduce Iohannis, și lucrează și oameni ăștia în statul condus de Iohannis. Întrebare, domnul Fenechiu, cum comentați? Fără discuție, este, din punctul meu de vedere, o anomalie. Este un lucru corect din punctul de vedere al celor care au făcut lucrurile așa. Eu, dacă ar depinde de mine, aș stabili că cel mai mare salariu în statul român este al președintelui și niciun salariu nu poate să depășească salariul președintelui. Ești atât de bun, te duci la... Foarte frumoase vorbe, numai că adevărul este de partea mea. 9 și doar ăștia 9 nu sunt singurii. Sunt mulți alții ca el. Domnul Bodoc. Este sfidător față marea majoritate a românilor care... Este sfidător față de pensionari, este sfidător față... Mulțumesc mult de tot.
N-am, ce, bravo, cu bun simț au răspuns amândoi, și ministrul și senatorul. Sfidător, de neconceput și totuși adevărat. Așa stau lucrurile. O să luăm 2-3 minute de publicitate. Mulțumesc domnului senator Fenechiu, mulțumesc domnului ministru Bodoc. Revenim, oameni, oameni buni, după 2-3 minute de publicitate cu niște informații absolut dramatice și nu mă joc cu vorbele, legate de nenorocitul ăsta de COVID și de nenorocitul ăsta de pandemie, pentru că lucrurile nici pe departe nu sunt a se calma. O să vedeți despre ce e vorba. Să trăiești cu dureri articulare poate fi insuportabil.